binecuvântat și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Prin ajutorul Lui, mă ajut la dumneavoastră, suntem toți în adunare și la Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Aș vrea să luăm Scripturile și să privim în ele ca într-o sfântă oglindă, să ne vedem fața și să dea Domnul să fim schimbați. Amin, amin. Până vom ajunge să dobândim chipul Domnului. Amin. Am pe inimă un cuvânt sub titlul Morți și înviați împreună cu Hristos. Amin, amin. De ce spun asta? Scrie la Roman, la capitolul 6, vă citesc de la versetul 3, acolo unde Apostolul Pavel vorbește despre mântuire, despre botez, 6:3, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, și dumneavoastră care sunteți botezați, vă puteți sesiza, deci e vorba de noi. Am fost botezați în moartea Lui, că fără moartea Lui, botezul nu valora nimic. Botezul este simbolul îngropării. Din noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. După cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Și spune aici, în versetul 8, acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu Hristos. Amin. Și de fapt e simplu de reținut și de înțeles. Morți împreună cu Hristos, înviați împreună cu Hristos. Mărire Domnului. Formal, prin botez, am murit toți. Am fost îngropați deja, nu? Și ce simplu pentru noi. Domnul a coborât în mormânt. Noi am coborât numai în apă botezului. Și efectul morții Lui s-a transmis nouă. Îl binecuvântăm pe gloria Lui! Asta sărbăm noi la cina Domnului. A rămas ca singura sărbătoare oficială. Moartea Domnului până va veni El. Că moartea Lui a fost ceea ce ne-a dat nouă viața. Șansa de a trăi după făgăduința divină, cum spune Ioan 3:16, oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Ei, în ideea aceasta, dacă doriți, deschideți cu mine Scriptura la Coloseni, la capitolul 3, vreau să ne oprim aici. Observând, mai zice, scrie în 2:12, în aceeași idee, fiind îngropați împreună cu El, scrie pe scurt, am citit din Colo Roman, prin botez și înviați în El și împreună cu El. Și 13, pe voi care erați morți. Și acum trec direct la capitolul 3 și vreau să ne oprim aici. Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos. Să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Asta înseamnă o viață nouă. Amin, amin. Oamenii ceilalți sunt pământești, noi trebuie să fim cerești, duhovnicești, că într-o zi și dorim și așteptăm să primim un trup ceresc. Acum numai Duhul și omul dinăuntru poate să fie ceresc și dumnezeiesc. Cel din afară este așa cum îl vedem. După ce ne-am botezat, nici nu încărunțim, nici nu revine părul ca și întinerețe, nu? Fața nici nu îmbătrânește, nici nu întinerește. Pe din afară așa, că ne mai înseninăm, că suntem pocăiți. Cum scrie Eclesiastul, că înțelepciunea îți înseninează fața. Dar de bătrân tot așa suntem și tot același este cursul. Dar, spune Scriptura aici, versetul 3, căci voi ați murit. Și viața voastră, aici este taina credinței noastre, este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos atunci la a doua venire, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Atunci, dintr-o dată, numai că vom întineri și morții vor învia. Nu vom mai purta un asemenea trup care este supus tuturor legilor pământului. Și cei ce au murit în putrezire, în ocară, vor învia în slavă, în neputrezire. Măriți să fie gloria Domnului. Numai că ne spune Cartea Sfântă că atunci Domnul va spune unora că nu-i cunoaște. Ce tragedie ar fi
să crezi, să te aștepți, că atunci când vine El să te înalți și când colo să rămâi la sol pierdut pentru vecii vecilor. În vara anului trecut, fratele Sorin Iacoban din America, din Detroit, a avut o vedenie. Așa, imaginea redată de sus, vedea pâlcuri de oameni, așa, în grupuri relativ mici, și în mijlocul lor, câte un om explica ceva așa, ținând mâinile în forma aceasta. Și vedenia ei s-a apropiat, așa cum s-ar apropia o filmare, și cel din mijloc explica. Și le-ați întrebau, ce s-a întâmplat? Și spunea, ce voi nu știți? Vezi, n-aș citit Biblia? Hristos a venit prima dată, a venit să dea preț de răscumpărare pentru noi, a spus că vine a doua oară, dar deja a venit și a luat pe lui și s-a dus și noi am rămas. Și eu acum ce mă fac? Și unii aveau bani în mâini, alții se dau la realizările lor și toți erau ca pierduți. Ce va fi atunci? E greu de imaginat. Scriptura ne spune că șplânțul și scrâșnirea dinților va fi dată de momentul când vor vedea pe alții stând la masă, pe care noi îi cunoaștem. La evrei le-au spus de Avram, de Isaac și de Iacob și noi vom vedea de ei noștri cunoscuți. Ci și fii împărăției. Adică cei ce ar fi avut și ei drept, cei ce au avut har, dar nu au fost vrednici de împărăție. Hai să privim serios problema asta. Să lăsăm așa până ne va spune atunci când ne cunoaște sau nu ne cunoaște? Sau să ne întrebăm acum, Doamne, ce spui de noi? O simulare să facem, Doamne, dacă ar fi să vin noaptea asta, eu sunt gata? Sunt în regulă? Dumnezeu când ne-a lungit zilele, alții au plecat. Nu ne-a dat Domnul har și astăzi să ne pocăim? Și cum spunea recent un frate, în vârstă, mi-a plăcut undeva la adunare. Și de cine vine la adunare? Și toți aștept să vadă de ce a venit la adunare. Și spune, să ne pocăim de încă ce nu ne-am pocăit până acum. Frumos răspuns. Hai să-i întreb așadar în dezbaterea noastră. Să vedem dacă suntem morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Scrie aici în versetul 5, de aceea, când i s-a oferit șansa asta prin Domnul Iisus Hristos, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și începe cu câteva grele, urâte. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idoli. Și fiindcă oamenii păcătuiesc în felul acesta, zice versetul următor, din pricina aceasta vie mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Și poate ar fi drept și pentru unii dintre noi să spun așa, nu? Unii au fi avut păcate grele. Fiecare știe în ce mizeria păcatului a trăit. Unii au fost coborâți mai tare mociri la păcatului, alții nu au fost chiar atât de păcătoși. Unul datora 500, unul numai 50. Dar datorii au fost toți, dreptui. Așa este. Și în Corint a întâlnit Apostolul Pavel din nou asemenea stări și scrie la 2 Corinteni, la capitolul 12, de la versetul 20. Fiindcă mă tem, ca nu cumva la venirea mea urma să se ducă la ei, să vă găsesc așa cum eu însumi n-aș vrea și eu însumi să fiu găsit de voi cum n-ați vrea. Versetul 21. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Că zice și Petru la 2 Epistolă, capitolul 2, că unii după ce au fost curățați se încurcă. Și iarăși cad în acele stări vinovate. De aceea, cine a avut probleme cu imoralitate, așa ca să le includem pe tăte, că acum e o lume tare murdară, infestată, internet, robește pe oameni, curvii, spus așa mai pe de-a dreptul. Toată viața să fie atent. Cum spunea cineva de un altul care a fost învinuit, zice, băi, eu de păcatul ăsta m-am ferit,
dar de acum o să stau cu un metru mai încolo de orice femeie. Sau cum spunea un altul, zice, măi, când m-am întâlnit pe stradă cu o femeie care m-a ispitit și ca să nu stai vorbă cu mine, n-am avut bai că murdăresc costumul, am trecut prin baltă pe cea parte de stradă. Nici să nu dau față în față. Dar nu este singurul păcat în Coloseni 3, am citit și de lăcomie. Pietru Iuda n-a fost curvat. Banii l-au dus la o sândă. Și nu s-a pocăit de vinovăția aceea lui, a fost tare pătimaș și locomos la bani. Și m-am gândit săracul de el, că la mulți bani nu au ajuns, că ucenicii erau săraci. Dacă lua mulți bani din pungă, își dădeau seama ceilalți, nu? Deci mulți n-a putut să ia. Chiar și suma aceea care le-a vândut pe Domnul n-a apucat să o folosească. Și atunci mi-am zis, bietul de el, pentru câți lei și-a pierdut mântuirea? Dar să fi fost o avere imensă. Ce să faci cu banii la urmă? Zice în 1 Timotei, capitolul 6, că cei ce vor să se îmbogățească. Și asta se poate întâmpla și după ce s-au pocăit. Ascultați cât de gravă poate să fie lăcomia, că spunea Domnul că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. 1 Timotei 6, cu versetul 9. Cei ce vor să se îmbogățească, și dacă ar fi fost să întreb, păi care vrea să îmbogățească mâna sus? Nu ridicat. Cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oamenii în prăpăd și pierzare. Tare cu minte trebuie să fii, să fii bogat și să nu te cufunzi. Să nu fii atras de anumite prietenii, de un lux exagerat, de distracții păcătoase, ce știu eu pe unde și cu cine și cum. Și zice aici că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Sunt și alte păcate, cum se spune în românește, cu F, la englez sunt cu G. La noi sunt cu F. E faima, femeile și îmi scapă cu mine tot ceva legat de bani. La englez sunt cu G, glory. Să ne păzească Bunul Dumnezeu de toate acestea. Amin. Ca nu cumva lucruri grele să ne tragă înapoi în păcat. Mă gândesc că nu sunteți vinovați și nu vreau să zăbovesc, să nu creadă cineva că mă gândesc eu că dumneavoastră sunteți tare păcătoși. Trec mai departe. Versetul 8. Dar acum, Coloseni 3. Lăsați-vă de toate aceste lucruri. Și acum, dacă ar fi să zic eu, să ridice mâna sus, cine a păcătuit cu așa ceva, numai în toamna asta, dar nu vă cer eu să vă mărturisiți public, cine ar rămânea să nu ridice mâna sus? Fiecare se gândească pentru sine. Lăsați-vă de mânie. Vă amintiți când v-ați mâniat ultima dată sau a fost de mult înainte de a vă boteza, de nici nu mai țineți minte. De vrăjmășie. Ai avut vreo formă de ură față de cineva? De care nu poți să scapi? De răutate, de clevetire, ți-amintești să fii povestit despre cineva într-un mod negativ? S-a întâmplat undeva în județul Suceava, Domnul a descoperit unui proroc despre mama lui, că îi va da Domnul un examen și dacă îl va lua, îi va primi rugăciunea prin care cerea ca fata ei să se căsătorească. Și Domnul a descoperit acelui proroc când va da mama lui examenul, când va fi ispita. Și s-a dus, s-a rugat cu ea oarecum să fie întărită și și-a făcut de lucru pe acolo să vadă, va lua mama examenul, testul sau nu. Să vadă ce va fi.
Și numai că sosesc două surori din adunare și îi spun, soră, ai ce-a făcut fata locutare că s-a încurcat cu unul. Și sora aceea și-a luat examenul, a zis, Domnul să aibă milă de ea, să ne rugăm, a înșelat-o satana. Măi, dacă vine la tine tot așa, ziceai. Sau ziceai, m-am gândit eu că e ușuratic. Îndură. Și cu asta ai vorbit și tu ușuratic. Ai bine, Doamne. Că scrie în Biblie să nu te bucuri nici de căderea vrăjmașului. Dar a fratelui tău, a sorii tale. Crevedire. De vorbele rușinoase, așa. Cum scrie și în Efeseni 5. Nechipzuite, vorboase. Care v-ar putea ieși din gură. Mai departe. Nu vă mințiți unii pe alții. Eu le spun la cei ce mint să fie atenți că se vor întâlni cu Anania și Safira. Și bai acolo. Că nu toți cei ce mint mor pe loc. Dar scrie în Apocalipsa în ultimele două capitole de trei ori. Că mincinoșii sunt afară. Și lista ar putea să continue, avem listă și în Galateni, cu alte lucruri, îmbuibare, nu? O zis Domnul Iisus, Luca 21, să nu vă prindă ziua aceea cu îmbuibare, mâncare și băutură. Să zic că de beții nu-i vorba. Dar sunt altele acolo, bismă, certuri de partide. Știți cum să încheie lista aceea? Alte lucruri asemănătoare cu acestea, v-am spus mai dinainte, cum am mai spus, că astfel de oameni nu vor moșteni în Împărăția lui Dumnezeu. Și când se va arăta Hristos viața noastră, să vă spun un caz concret. O soră de la noi, din adunare, era în vârstă de acum, mai putea veni la adunare, cum zice nu, Timotei 5 cu 5, că văd, vă și pe cea vreme mai mult în post și rugăciune. Și într-o noapte, asta ne-a spus într-o zi când am vizitat-o, tocmai se rugase de la ora 1 la ora 5. A venit așa o cercetare peste ea, un har de la Domnul. Și zice, la un moment dat, nu știu, mă rugam, că spune sora, sau un vis, s-a dormit. M-a luat așa un sol la Domnul pricepcum și m-a dus într-o grădină frumoasă, știam că e paradisul. Ceva ce am văzut, ce am auzit, nu știu povestit, atât era de bine și de frumos. Și parcă voiam să rămân acolo. Și ce numai când spune solul acela, vin o să-ți arăt unde sunt trei surori de-a tale. Și-o duce undeva, nu știu unde, cum, coboară așa ca un demisol, semi-întuneric, un miros neplăcut. Și vede pe trei surori. Și le spune, de ce stați aici, nu departe, ceva extraordinar de frumos, e grădina paradisului. Și le spun, știm și noi, dar nu ne lasă să ieșim de aici. Cum vorbesc eu cu Domnul? M-a dus pe mine, voi sunt surorile mele din biserică. Am vorbit și noi, dar nu ne lasă. Dar de ce nu vă lasă? Și una spune, pe mine nu mă lasă, că-s geloasă. Și pe tema asta am scandal cu bărbatul. Și de ce îl dă? A doua spune, eu sunt o femeie invidioasă. Și când văd că alții n-au și eu n-am, atunci mă supăr, am amărăciune, pismă. De ce alții au și eu n-am? Și a treia, păi nu mai știu ce o zis poamnă, ispitata ofensă. Când s-o trezit dimineața, uitați care sunt cele trei surori. Da, vine o soră la ea să o viziteze și îi spune visul. Și în timp ce îi povestea visul, și-a amintit că ea era, pare mi se cea cu gelozia sau cu pisma, nu mai știu. Dar a fost greu să-i spună. Dar nu a apucat să termine visul, că sora aceea spune, așa e că eu s-aia cu gelozia. Și sora spune, da, tu ai fost. Dumnezeu i-a mai vorbit odată. Oare în seara asta pentru cine vorbește Domnul? Era poate cu vreo 20 de ani în urmă. M-am dus într-o biserică și nu uit, am predicat despre fecioria lui Iosif din Genesa 39. Așa greu mergea predica. Ziceai, nu că atunci învăț să predic, ziceai că atunci învăț să vorbesc românești. Stâlceam cuvintele, nu puteam rosti fraze întregi. Doamne, dar ce-o fi, ce-am greșit? Ce am predicat ce nu trebuie? N-a trecut mult și în adunarea aceea
A murit unul vinovat de păcatul acesta. N-a mai trecut mult și s-a aflat încă 3 cazuri grave dintre cei ce slujeau. Și apoi mi-a zis, iată de ce nu funcționa predica mea, că eu aveam în carne vie. Am zis, Doamne, de ce ai vrut să predic așa, că n-a mers predica? Am zis, nu vezi că a fost ultima slujbă la care a participat omul acela, de fapt, a fost o sinucidere într-o aventură amoroasă. Și Dumnezeu i-a mai vorbit odată. Dumnezeul nostru ne caută ca pe o oaie pierdută și vrea să ne vorbească și de mai multe ori ne cheamă. Și bine ar fi să ne sesizăm fiecare, să ne simțim mustrarea cugetului nostru în timpul predicii, în timpul rugăciunii și spunem, Doamne, ai milă de noi. Amin. Îmi spunea recent un frate care în mare noaptea viziune a zis, ci frate, mi-a spus Domnul într-o noapte, că înaintea lui nu-i om să n-aibă vină. Și așa este. Dar cine se recunoaște, cine e sincer și se luptă să nu mai păgăduiască, eu mă îndur de el. Amin. Dar care își ascunde păcatul, nu propășește. Și cum spune o vorbă în popor, păcatul vechi aduce rușine nouă. Că diavolul te va prinde din nou și cu vremea nu numai că se va afla, te va robi, te va lega și poți să ajungi pierdut. S-a întâmplat cu ceva din urmă, în județul de la Nord, aici în Prahova, unul se bănuia că trăiește în păcat, dar a reușit să-și mascheze faptele. Undeva spre 50-60 de ani s-a îmbolnăvit și l-au vizitat un frate din adunare sau doi, nu mai știu, și era tare speriat și le spune, băi, eu sunt un păcătos, eu am făcut rele mai multe decât s-au auzit, băi. Frații au zis, băi, dar smerește-te, nu mai pot să fiu iertat, e prea târziu. Frații așa s-au speriat că l-au vizitat, de nici nu mai putut să se roage, că s-au dus repede la cei din conducere, la slujitori, le-au spus, duceți-vă la omul ăsta, că e grav. Și au venit doi slujitori și au vorbit cu el, băi omule, e drept ce au spus frații, e drept, am făcut mult mai mult decât știți voi. Dar mărturisește, pocăiește și le-au spus, nu mai pot. Cât au insistat de el, nu s-a mai putut smeri, Duhul Sfânt nu l-a mai cercetat, nu s-a mai putut pocăi. Și a murit fără speranță și fără Dumnezeu. Îndură-te, Iisus! De aceea, dragii mei, am imbordul acesta de la Duhul Sfânt să vă spun, cine nu-i biruitor să se mărturisească. Fie că e vorba de lucruri grave, poate să fie ispitit oricine. Și Domnul Iisus a fost ispitit în toate felurile, dar biruitor. Îmi spunea un frate, 3 ani am fost ispitit cu privire la o soră din adunare. N-a știut nevasta, n-a aflat sora aceea, dar m-am luptat cu Duhul ăla, am vrut să mă mut din adunare, să nu mai văd pe femeia aceea. Pentru că nu știi cu ce ispitește diavolul. Cu lucrul vechi, vine cu alte ispitiri, el nu umblă decât așa ca hoțul, cu spune la 10, să junghe, să fure, să prăpăzească. Dar Domnul a venit ca oile să aibă viață, să aibă belșug mărit, să fie numit Domnul. Amin, amin. Să ne dea Domnul har să omorâm toate aceste lucruri. Dar îmi place textul cum continuă. Ce v-ați îmbrăcat, deci ne-am dezbrăcat de omul cel vechi, 3:9, și v-ați îmbrăcat un omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce le-a făcut. Și aici, indiferent cine suntem și de unde avem același drepturi. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți. Aleluia! Oare percepem noi ce înseamnă asta? Să ne aleagă Dumnezeu pe noi. Să ne facă sfinți și să fim preiubiții Lui. Spunea o soră din Republica Moldova, avea probleme cu copiii, avea calciu foarte puțin și tot mereu își rupeau mâinile, picioarele, nu erau oasele foarte calcificate. Și a fost la spital, bacul 1, bacul 2, și odată era în Chișinău, aici, în capitala țării vecine. Și așa a venit diavolul să-i spitească, vezi, Dumnezeul tău nu te ajută, uite în ce te îngăduie. Dar i-a zis, Doamne,
tu știi. Și în clipa următoare a venit Duhul lui Dumnezeu peste ea și i-a zis, uită-te în jur. Era pe bulevard, în capitală, într-o zi de piață. Plin de oameni! Și spune Domnul, așa foarte clar, să înțeleagă, ca și cum ne-a făcut Domnul o poză atunci. Uită-te în jur, din ăștia toți, niciunul nu e a meu, tu ești singură dintre ei toți, a mea, pe pe cea. Și a zis, Doamne, dacă e așa, că eu sunt a ta, și ăștia toți îți pierduși și nu s-a ieșit, ce contează că se mai rup oasele? Să pricepem că Dumnezeu ne-a ales. Amin, amin. Că scrie în Efeseni 1 cu 4 că ne-a ales înainte de întemerea lumii. S-a gândit la noi că vom trăi, că veți trăi în București, că veți fi în adunare, că Dumnezeu le toate ne știe dinainte, din veșnicie. Zice în fapt 15:18. Și dacă suntem aleși și ni s-a făcut favoarea asta, ascultă ce scrie aici. Deci ca niște aleși, sfinți, prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, bunătate, smerenie, plânteți, îndelungă răbdare, îngăduiți-vă, iubiți-vă. Să trăim la calitatea harului ce ni s-a dat, a chemării ce ni s-a făcut, amin, a titlului ce ni s-a acordat, dragi. Amin, amin. Dacă te-ar pune cineva într-o poziție oarecare, să fii într-o funcție aici pe pământ. Așa că trebuie să fii respectabil pentru funcția care o ai. Și cum vă spuneam, noi avem cel mai înalt titlu de fii, de moștenitori a împărăției. Se face să trăim așa oricum. Ce frumos este nu să fie ură, mânie, ci să fie celelalte stări. Îndurare, îngăduință, smerenie, bunătate, blândețe. Păi tot de-a trei, așa, nu? Surorul, vă doriți un bărbat care are așa calități? Bun, blând, iertător, smerit. Extraordinar. S-ar merita să te duci până la capătul pământului să găsești o astfel de femeie, nu? Că alții înconjurau să facă un conucinic de-a lor. Și asta e minunea lui Dumnezeu, când din oameni păcătoși face sfinți, Mările Domnului, vechile stări nu se mai găsesc și cine e în Hristos este o făptură nouă. Amin, amin. Ce titlu am spus? Morți împreună cu Hristos, înviați împreună cu Hristos, o viață nouă. Și atunci vor spune toți, băi, știți, eu sunt moți de origine și moții sunt cunoscuți așa, în felul lor încăpățânat. Poate și neamul dumneavoastră e catalogat de unii așa cu anumite aspecte negative, dar când vor vedea cum ne comportăm, vor zice aici, nu-i vorba de moțe, nu-i vorba de bucureșteni, de regățeni, cum ne mai spun ardelenii, aici e vorba de copiii a lui Dumnezeu. Amin, amin. Cerul întreg asistă la noi la așa ceva. Îngerii vor vedea. Suntem împreună slujitori cu ei, cum mi-a spus Îngerul Ioan, în mod repetat. Care dintre aceste calități le aveți și care vă doriți să le obțineți? De exemplu, scrie aici, în versul 13, îngăduiți-vă dar unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, ți se pare că ceva e totuși destul de grav și a făcut ceva și ai pricină, iertați-vă unul pe altul. Model, formularul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Ajută-ne. Cum ne-a iertat? Ne-a iertat integral, ne-a iertat pe cheltuiala Lui, a zis că El este de vină și nu-și mă aduce aminte în veac de păcatele noastre. Amin. Frumos? Amin. Ce vrei mai interesant? Cunosc o familie care s-a dezbinat. I-a plecat cu unul. După vreo 2 ani a venit mintea la cap, dar m-a încercat să se redreseze, să veni iar la biserică, botezați. Și după 5 ani, i-am cununat din nou, între timp și divorțaseră. Și când a trebuit să mă rog din nou pentru ei, am zis, Doamne, ce să predic acum? La nu știu ce să predic, dar asta e a doua nuntă cu aceleași. Și Domnul mi-a spus să citesc pilda fiului risipitor. Și zic, care e ideea, Doamne, de aici? Că unul s-a dus mai departe de casă și unul era pe lângă casă, dar
amândoi era nevoie să intre în casă. Că tata voia să aibă masă pentru amândoi și a spus, niciodată să nu spune, bă, tu ai fost plecat mai departe de casă. Și celălalt să spună către cel plecat mai departe, eu am stat pe aici, că știți cum a fost fiul mai mare ales, eu niciodată nu ți-am călcat poruncă. De eram de față și ce spuneam? Bă, tu acum o calci, tata, două să intri în casă și tu nu vrei să intri, cum nu-i călcat asta de poruncă? Și după vreun an, l-am întrebat pe el, cum vă înțelegeți? Bine. Zic, să nu-i mai amintești ei de voiajul ei. Și el zice, eu nu-i amintesc. Câteodată dă ea să amintească marea lui demonstrări de conștiință, dar eu schimb subiectul să nu se necăjească. Frumos. Cum ar fi dacă în Raia ne-ar povesti, spune Domnul pe vreo 100 de ani, băi, vă amintiți ce? Tâlhării ați făcut, voi povestea sub lapă, pe Germania, că nu știu unde, vă amintiți, bă? În viac nu ne va aduce aminte. Și foarte bine că Rai nu să-și mai aducă nici alții aminte, că acum unii își mai aduc aminte din nefericire. Păstrează arhive care sunt clasate și trebuiau de mult distruse. Dragii mei, să învățăm să ne purtăm frumos în față. Scrie aici, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragoste, care este legătura de săvârșire. Dacă ne-am iubit noi așa, cu adevărat. Cum scrieți pe dragoste? Păi nu se mâine, o să gândește la rău, nici măcar nu se gândește, auzi. Crede totul. Suferă totul. Arată totul. Totul. Păi scrie în proverbe că dragostea acoperă toate greșelile. A, dar zice că și numai să nu fie multe, nu? Întrebăm capetul, câte? Numai că Petru s-a lămurit că el a întrebat și apoi când scrie epistola zice o sumedenie de păcate. Spuneți-mi cât e o sumedenie. Fără număr. Absolut. E așa de plăcut să poți ierta. Să te poți frumos. Chiar și cu dușmanul tău. Măcar că nu se poartă frumos și cu nevasta lor care au luat-o de drag și au promis marea cu sara așa cum le-a secat fântâna. Cum vine asta? Am mai promis și la Dumnezeu când ne-am pocăit, că o să urgim până la moarte și în adunare, cât i-am promis noi când s-o predicat, de câte era, orice o să ne condamne pe noi, amenurile câte le-am zis. Că de câte ori s-a spus, frate, ne purtăm așa, amin, și iar am semnat. Și iar am semnat. Și ascultați-mă, cât este în noi, nu știu, acum, sau mai stăm, puțin. Ei, dar până la nou să nu se supere careva, care mai rău trebuia să prindice. Poate va spune cineva, frate, e foarte bine ce ai spus, dacă de cum mă vrei să întocmești un proces verbal, noi îl semnăm, dar e o problemă. Am mai încercat și nu putem. Așa că ne scuzăm uneori așa. Ei, nu, n-am putut noi. Versul 16. Ca să puteți, vă spun ce aveți de făcut. Cuvântul lui Hristos locuiască din belșug în voi. Cu Biblie multă se poate. Biblie puțină? Nu prea. Surorilor vă recomand pe acasă să aveți tot timpul Biblie audio. Acolo în bucătărie, muncind, să-l ascultați pe Pavel, pe Domnul Iisus, pe Moise, vă tot predice. Să vezi ce vă rămâne în minte, cuvântul. Zice, Psalmul 19, strâng cuvântul tău. Ca să nu vă gândesc, foarte important. Care umblați pe drumuri. Băi, nu tot muzică, puneți Biblie. Ați auzit? Amin? Amin. Amin. Am prins. Să văd dacă faceți. Amin. Voi vă gândiți. Foarte important asta. Așa. Dumnezeu în așa fel face ca să auzim din Scriptură exact ce avem nevoie și ne aduce aminte Duhul Sfânt. Biblia spune în Scriptura Luca 1:37, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Și Dumnezeu ne vorbește. Lăsați Scriptura să vă umplă. Apoi, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții.
Și am pus în altă parte, demnați-vă la dragoste și fapte bune, când vedeți că ziua aceea se apropie. Când vă întâlniți, ce povestiți? Când dacă o numit Iohannis primul ministru, asta e treaba lui. Să ne îndemnăm cu versete. Cu sfaturi sfinte, lăsați-vă călăuziți, surorilor, cele mai bătrâne, când întâlniți pe cele mai tinere. Nu doar povești, sfaturi sfinte, încurajați-vă cele sfinte. Mai departe, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, când ne întâlnim, să cântăm, nu să clevetim. Le mai spun eu la unii când se întâlnesc așa și încep la vorbă, măi zic, acum scrie numai leahii, că dacă ne întâlnim bine un înger, se face proces verbal. Ce să scrie proces verbal? Am băut o cafea, că am făcut analiza știrilor. Ce să mai scrie? Că am mai amintit de X și de Y. Să notezi acolo că am cântat cântarea de la numărul cu tare, că am spus salmul cu tare, și când o să ne despărțim, o să fie așa de frumos și de ziditor. O să fie cum scrie și finalul versetului, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire, în inima voastră. Părinții mei, împreună cu bunicii, au fost primii care au venit la Popeiță în comuna natală. Asta prin anii 60 și ceva. Puțin înainte de a mă naște eu. Dar a venit atunci un alt învățător de la Martul lui Ova că se termină lumea în 1972. Și începe regatul. Și dacă e așa, tata n-am apucat să-și facă din nou casă. A acoperit-o doar pe aceea. A scos pe sora mea mai mare, care era la liceu, să termine lumea, ce să mai faci școală. Dar s-a întâmplat că s-a îmbolnăvit mama foarte grav, a ajuns la spital în Cluj. Mi-amintesc că am copil și a venit tata și a zis, medicii mi-au spus că nu mai are șanse de viață. Nu uit, cum am locuit-o la munte, culesesem niște ciuperci din pădure și am făcut acolo, n-a mâncat nimeni. Toți erau triști. Mama era tânără, eu aveam sub 10 ani. La martor nu erau cuvindecările. Când mai veneau frații pentecostali, doar bunicul, tata lui tata și soția lui, doar bunicii spre tata au rămas la pentecostal și erau tot la martor. Și mai veneau frații la ei. Tata, mama și ceilalți nici nu se plecau pe genunchi cu ceilalți. Spuneau că ei se închină la Jehova și ăștia nu știu cum să se adreseze. Dar frații pentecostali au început să se roage pentru mama, care era grav bolnavă. Și ea visează într-o noapte, cum a venit, tata a dat drumul la un bolovan, așa la coastă, cum locuiam de la munte, și ea spunea, mă mor! Și a strigat către Domnul și din bolovan și s-a prefăcut într-un porumbel. Și l-a primit în palmă și a dat aici ceva grăunțe și apă aici în podul palmei și s-a trezit. Și Dumnezeu s-a îndurat de mama și a vindecat-o. Mama trăiește și în zi de azi. O veni frații să facă stăruință și botezat Domnul cu Duhul Sfânt s-au întors înapoi și tata e slujitor, e presbiter și îl trăiește. Dar eu când am crescut mai mare m-am întrebat, măi, de ce ăștia s-au rătăcit pentru o vreme și numai bunicul și bunica au rămas pe poziție și rămas numai ei doi fără biserică în comună, singuri pocăiți, nu le-a fost ușor. Și bunica ăsta o voce, timp se ruga acolo la dealul de aveam noi vara vitele. Rămâi în credința în care te-am chemat, auzi de voce, că eu, Domnul, eu am ce și pe ei înapoi. Dar eu tot continuam cu întrebarea, Doamne, de ce l-a rămas și l-a dat rămas? Și am găsit răspunsul. Dumnezeu m-a spus, uite-te la viața lor, și de zi cu zi. În fiecare zi bunicul și cu bunica citeau din Biblie. În fiecare zi cântau amândoi. Așa veneau de la lucru, parcă văd, aveau o Biblie așa umflată cu mâinile lor de țăran, o carte de cântări de așa e umflată, așa. Și bunica citea și ea și Dumnezeu mi-a spus, vezi ce i-a ținut pe ei? Cuvântul, rugăciunea și cântarea. Mărire Domnului! Vrei să rămâi în picioare? Salmul 32 cu 6. Orice om evlavios se roție la vreme potrivită. Și chiar de s-ar vărsa pe mar, el nu vor atinge? Deloc. Vedeți? Iată cum ar trebui să ne comportăm. Țineți-vă de adunare, nu știri, nu internet aiurea, că astea vă golesc mintea. Internetul e făcut ca să ne controleze mintea. Știrile sunt ca să fim controlați, speriați și să fim teleghidați așa,
ca niște manechine. Ferici de cine își ferește urechile de așa ceva și ochii de aceste lucruri păcătoase. Amin. Va fi liniștit și va avea pace. Mărit să fie Domnul. Și cu un aspect vreau să vă spun de aici. Dar vă recapitulez înainte ce am spus până aici. În mod normal, noi când ne-am pocăit, ar fi trebuit să terminăm cu toate relele. Am murit și omul vechi s-a dus. Și acum să trăim o viață nouă. Dar vin ispitele și noi mai avem de lucru pe parcurs. Așa este câte unul mai coleric, așa, izbucnește. Și are de lucru, nu? Se controleze. Altul are altă ispită și ispite vor fi. Ce bine ar fi dacă ar fi arestat Satana, dar încă nu i-a arestat. Dar vine vremea într-o zi când vom scăpa de ispite. Amin. Am visat într-o noapte, nu de mult, că eram ajuns pe cealaltă lume. Și vedeam așa, era o poartă mare, cum treceau oamenii din viața asta, dincolo. În vis se făcea că așa o soră mai vârstă, așa a ținut mâinile și a zis, băi, sora asta a murit rugându-se. Și m-a venit un gând acolo, în vis. Băi, să fiu atent să nu păcătuiesc. Aici sunt în Împărăția lui Dumnezeu. Da, la un moment dat îmi dau seama că, de fapt, nu se mai poate păcătui. Și am zis, hai să văd, dacă să mă gândesc ceva rău, și cum zic ce. Nu funcționa. Și la mi-am dat seama că acolo nu se poate păcătui. Zicea, băi, grozav. Nici să vrei nu mai poți păcătui. Nu mai era ispite, să-ți vine vreun gând rău. Asta va fi dincolo. Dar până un alt aici, te poate băzi Satana așa, și în adunare. Și când ești de aici, și mai tare. Dar vom birui în numele Domnului. Amin. Dumnezeu ne-a pus la îndemână mijloace sfinte, cuvântul, rugăciunea, cântarea. Și ne învață să ne purtăm frumos, cu îngăduință, cu dragoste, cu bunătate, să trăim în pace. Pentru că te-a târnă de noi. E mult mai plăcut să adori după ce ai iertat, după ce te-ai purtat frumos. Povestea fratele Simeon Man, când a fost el bătut și așa legat cu picioarele de grindă, și împreună cu fratele ei de la vis au fost bătuți ore în șir până s-au rupt pare de fasole. Și de tufă, de alun, și de carpă, știa toate când se rup. Și spre dimineață au zis jandarmii către ei, măi, mai puteți? Și fratele bătrâni au zis, ca unul cu experiență, ce noi am fost mai tari ca voi. Bă, cum voi mai tari ca noi? Că noi v-am arestat și noi v-am făcut o noapte. Voi v-ați obosit, dar noi am putut răbda, de-aia am fost mai tari. Aleluia. Și vă iubim. Cum să nu fim? Suntem puternici. Și la nivel de gând, cum spune Pavel, noi cu netenții cu trei. Arma care ne luptăm noi, nu sunt supuse Filipe Pământe, sunt puternice să surpe întăriturile. Amin. Și să vă dea Domnul biruințe de plină. Și un ultim aspect pe care vreau să-l pun în față, spune Coloseni 3 cu 17, și orice faceți, ca orice. Asta înseamnă orice, mergi cu mașina, vorbești, pui mâncare, servești, orice faceți. Cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Și 23, aceeași idee. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Este un mod interesant de a gândi ca să poți trăi frumos. Eu nu trebuie să-mi imaginez doar că e fratele Nathan, chiar dacă sunt cu el, să zicem, mi-am cunoscut cum spunea de lui și nu știu să fie avut vreodată ceva rău. Bine, mi-a făcut rău, nu? Dar și dacă ar fi vorba să ai în față un rău, să nu te raportezi ca la el, gândindu-te ce a făcut, sau că nu merită, că e nu știu cine și nu-i de-a tău. În orice om să-l vezi pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Și tu să faci, nu ca pentru Nathan, ca pentru Domn. Mai dacă ar veni Domnul Iisus în seara asta, așa e că l-ați primit frumos. Dar știți ce scrie în pilda aceea, că vă zice unora, veniți că m-ați primit, mi-ați dat mâncare, m-ați venit în vizită. Și vă spune ce vă zice. Cu tot de când? Când ați făcut și lor neînsemnați. Că tot ce facem, trebuie să facem gândirile ca și cum îi facem Domnului. Apoi dacă nici față de Domnul care a murit pentru tine nu te comporți frumos, altceva nu mai știu ce să spun.
Dacă Domnul nu merită, mai mult decât toți îngerii la un loc. Dar știți ce au spus ceilalți care n-au făcut? Au zis, noi nu știm când ai fost, că dacă știam, poate era altfel. Asta e mare problemă. Spunea Domnul predicat de pământ, de ce îi tratați pe oameni în două feluri? Care se comportă frumos, sunteți și voi gentili, și care nu? Le dă replici, așa? Orice faceți, dar pentru oricine, cum și față de un om din lume să mă porc ca și față de Domnul Iisus Hristos? O citesc, poate vă rămâneți. Efeseni 6. De la versetul 5. Robilor, ascultați de stăpânii voștri, de patroni, cu frică și cu tremur în curăție de inimă, ca de Hristos. Cum și patronul ăsta, așa? Da. Slujiți-le numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robe lui Hristos, care fac din inimă pe Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului. La un om nepocăit să-i slujești ca Domnului. Dar nu-ți vine asta să slujești, nu? Uite-te la El, nu te uite la El. Uite-te la Domnul. Când mă întorc la Colosei 3 și vă arăt de ce să te comportăm așa. 3:24. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului. Vă rog să vă gândiți. Faci bine unui om, că și îl îți face ție. Și zice, Domnul, dacă v-ați făcut la schimb, ce răsplată mai aveți altă? Ce răsplată? Dar dacă faci bine celui ce nu-ți face bine, adimpotrivă ți-a făcut rău, Dumnezeu pentru aceasta te răsplătește. Care răsplată e mai mare? Când ajuți un sărac sau un dușman? Vă citesc. Spuneți că inventez eu. Luca 6. De la versetul 35. Voi să iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine, dați cu împrumut fără să ne duceți ceva în schimb și răsplata voastră va fi mare. Vrei să alarmare? Fă servicii la dușman. Dar cum? Că nu vine. Măi, tu fă pentru Domnul, că Domnul te plătește. Dar dacă nu-ți fuge mintea, e adevărat, așa e scris. Nu trebuie tâlmăcire foarte complicată ca să-ți dai seama că este așa. Știi că și dacă te înșală cineva și tu spui, rămâne ca pentru Domnul, tu primești răsplată. Genul Corinteni 6, nu era de pagba și vei avea răsplată mare, măi. Dacă tu nu crezi ce e scris, măi, te lupți pentru bani până în tribunal. Și nu să știi dacă vei căpăta înapoi. Că uneori cei din tribunal sunt înțeleși. Și iau bani și de pe unul, și de pe altul. Dragii mei, nu vă uitați la oameni ca la oameni. Uitați-vă mai atenți. Poartă chipul lui Dumnezeu. Dar dacă se pocăie și câștigăm când vor vedea felul nostru de traie, dar poate nu se pocăiesc, vei fi răsplătit. Tu vei trăi frumos împreună cu Hristos. Și vei avea și răsplată, nu măcar ajunge în rai. Că altfel ne scoate diavolul în cale câte unul de ăsta ispitit, n-o să te încurce. Ce facem? Ne vom potigni acolo? Sau vom trece biruitori înainte? Și da, om iubi și se notează asta în dreptul nostru. Ferice de noi. Vom dărui și nu primim înapoi. Lasă că primim mai apoi. De ce vreți atâta avans mare? Lasă-ne fie plata mare, nu? Cine știe ce va fi după aceea? Vă spun cazul meu, frate. Am o firmă, a ajuns la bani. Și cum am meditat din ea, când Domnul ajunge la bani, se crede lea că așa mai cu fumul, nu-mi place pocăința curată. Sunt și excepții, evident. S-a mutat din biserica aia, că era prea îngust într-alta mai liberală. Da, Dumnezeu l-a lăsat o vreme, apoi a îngăduit să vină un control, a pierdut tot și a
avea de plătit la stat, la finanțe, 200 de mii de euro. Ba, firma închisă. A intrat într-o cameră, s-a pus pe genunchi și a spus, Doamne, mă pocăiesc. M-am încă 80 de mii de euro datorie la un furnizor austriac. Ce mă fac? Îmi pierd și casa de pe mine și am la 5 copii. Și s-a apucat să scrie pe o foaie, Doamne, mă pocăiesc de asta, de asta. Și iar se ruga. Și iar îi mai vine în minte una, se scula, iar scria, iar se ruga, iar scria. Și când o simțit așa, liniște în conștiință, că o scris tot procesul verbal de pocăință, o băga foaia în buzunar și s-a dus undeva departe la un proroc să nu știe nimeni. Și vorbește Domnul așa, dacă respect ce ai promis, eu, Domnul, te voi scoate din toate și te voi binecuvânta. Și s-a deschis altă firmă și așa de bine a mers. Nu știu în cât timp, într-un an și maxim doi, a plătit toți banii aceia la stat. Apoi s-a ajuns procesul la Curtea de Casație și Justiție la București și ăștia au considerat că statul a cerut prea mult și a mai dat înapoi 100 de mii de euro. Atunci mai la început, furnizorul austriac a venit în țară și a fost chemat să facă operație de stornare și i-a iertat toți banii, nu mai trebuie să dea ei 80 de mii. Zoia când a fost iertat de 80 de mii, s-a dus la adunare și a fost pus să dea un îndemn acum, nu mai lipsea de la adunare, gata, scrieam foaie de acolo. De unde se dea îndemn? De acolo, din pilda robului care a fost iertat de 10.000 de galbeni. Și nu a trecut decât câteva zile și a fost angajat, i-a dat foc la anexe și o pagubă de 15.000 de euro. Poliția, procuratura s-a sesizat, cazul a ajuns în instanță, omul a recunoscut fapta, la supărare, la beție și trebuia să fie imputată suma. Și fratele spune, nu cer nicio despăgubire, că omul e sărac. Și judecătoarea de ședință a spus, domnule, înseamnă că ai asigurare și iei de acolo mai mulți bani. Nu, asigurarea mi-a expirat cu 2 săptămâni înainte. Acum îl ierți? Am fost și eu iertat. Atunci măcar să plătească cheltuielile de judecată. Și fratele a zis, și pe astea le plătesc eu, că am mai mulți bani decât el, către tine Dumnezeu început să-l binecuvânta. Dar nu spune, suntem chitanța pe numele lui. Plătesc pe numele lui, dar plătesc eu. Dar nouă nu un om ne-a iertat datoria, ne-a iertat Hristos datoria. Gloria Lui! Eram vrednici de moarte. Ne duceam în pierzare pentru totdeauna. Dar lui Dumnezeu i-am fost dragi că suntem sfinți, aleși, preiubiți. Slavă! Dar o singură condiție ne cere să trăim de acum o viață nouă. A prins pe femeia aceea în preacurvie și a scăpat-o de pârșii ei și el putea să dea cu piatră. Dar Domnul cu alte cuvinte i-a spus, eu vreau să te aleg de mireasă, căci vame și curgele merg înainte la alții, dacă se pocăiesc și nu mai repetă păcatul. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe toți. Să trăim frumos. Să lăsăm scripturile și rugăciunea și cântarea și adorarea să-și aibă efectul. Și nu uitați și ultimul sfat care vi l-am dat. Să vă raportați la toți oamenii ca la Domnul Iisus Hristos. Tot ce faci îți va plăti Domnul. Te va alege Domnul și vei fi cu Domnul pentru vecii vecilor. Se merită? Dacă te comporți ca satana, te trimite cu satana. Doamne ferește! Comportă-te ca și cu Domnul Iisus, ca să fii cu Domnul Iisus. Că scrie în Romani 8 cu 29, că-și pe aceea pe care i-a ales mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru că El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Doamne, Tată, vrem să fim fiii Tăi și frați cu Fiul Tău preiubit. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și dacă v-am năcăjit cu ceva în seara asta, să mă iertați. Mulțumesc. Fiți binecuvântați. Mulțumesc.